Știți că acum câteva zile am făcut videoclipul ăla în legătură cu chestia aia ce au apărut pe internet cu pisica și cu blenderul. Dezastru, dezgustător, sincer, dacă mă întrebați pe mine tot ce s-a întâmplat. Și în caz că nu sunteți la curent și nu ați văzut videoclipul ăla, a fost un tip care a băgat o pisică într-un blender și nu, nu mă refer la programul ăla unde face animații, mă refer în viața reală. Și videoclipul ăla ce l-a făcut a ajuns foarte, foarte viral pe internet și toată lumea vă vorbi despre el și încă vorbește despre el și un lucru incredibil de dezgustător. Videoclipurile de genul, gen videoclipurile astea snaf, mereu exista și mereu se existe din păcate pentru că oamenii niște retardati și o grămadă de psihopați care există pe lumea asta și trăiesc printre noi, din păcate. Și cel, 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 mai rău e faptul că omul era din China și din păcate în China nu există legi împotriva abuzului la animale, așa că cel mai probabil omul nu a pățit absolut nimica. Așa că astăzi mi-a trimis cineva pe Instagram și vă mulțumesc foarte mult, v-am zis videoclipul trecut să-mi trimiteți pe Instagram dacă aveți, nu știu, idei despre care să fac videoclipuri sau subiecte și mulțumesc foarte mult, bog Instagram, by the way. Mi-a trimis știrea asta și am zis că bai să văd despre ce este vorba pentru că eram curios să văd dacă mai a apărut vreun update în legătură cu povestea asta. Și știrea asta zice așa, wasn't the guy from China, video of cat blender guy getting jumped, debunked as footage goes viral. Deci, o a apărut un uh, videoclip în care un grup de băieți l a bătut pe alt băiat și că omul ăla era de fapt ăla care a făcut videoclipul cu pisica. Și zice așa, The viral cat blender video that has sent the internet into a fit of rage in the past week was found to have originated in China. The... However, a new video surfaced online on May 7, where a group of boys could be seen beating up another boy. Ei, aici e videoclipul, nu o să vi-l arăt pentru că n-am voie să arăt așa ceva pe, pe YouTube, deoarece eu o să-mi o să iau strike. Da, ideea e în următor um, Videoclipul ăsta și băiatul ăsta din videoclip Și că de fapt nu a fost în China Deci nu a fost el Pentru că uite zice și tweet-ul ăsta aici Wasn't the guy from China who put the cat in the blender Edit I am from the Netherlands And this is not about the cat I have read the store name and searched for info This happened in January this year about rivaling teens So the text about the cat is fake Deci, deci n-are nicio legătură cu pisica Videoclipul ăsta a fost în Netherlands Și vorbeau Dutch În cealaltă parte a lumii față de China Știi ce zic? Și cel mai trist lucru e faptul că știrile de genul care sunt incredibil de fake ajung foarte, foarte virale și lumea după le cred. Și ajung să, să facă pe eroi, să-și pună o sumă de Batman și după să facă pe eroi atâta pe internet cât și în realitate, când vine vorba mai ales de situații de genul oribile. Și problema e că o să facă chestia asta, cum am zis și în videoclipul trecut, pe niște informații proaste, pe niște informații fake, pe niște informații care nu au nimic la bază decât furia oamenilor. Și înțeleg din tot sufletul furia și eu sunt la fel de furios. Și mie îmi place să fiu vigilant câteodată și ce zic să -mi pun costumul de Batman și să mă duc să rezolv totul cu mâinile mele, dar cel mai bine e și dacă s-ar afla să se dea în mâna autorităților, da? V-am zis, acum am vine și cealaltă problemă cu faptul că e din China și acolo autoritățile nu fac nimic, că e doar în cur de chestii de genul. Dar, după am intrat pe TikTok și am zis că bă frate hai să mai fac un pic de research Că cine știe, poate că nu am găsit eu exact totul Și am n-am găsit eu exact răspunsul, știi când vine vorba de povestea asta și finalul poveștii Un lucru e sigur și mi-a zis și voi, pisica e safe Pisica uh, nu a murit, ceea ce este super super nice Este acum în grija unor oameni cărora le pasă, nu i-a post Din câte am înțeles, a fost dusă la medic și așa mai departe Pisica trăiește și este bine cât de bine ar putea fi, știi ce zic Au mai apărut niște videouri la care vreau să ne uităm on the guy who blended the cat. He's a relatively well-known blogger. China knows him. China hates him. China arrested him. Remember, there is no animal cruelty laws. I don't know what they arrested him for, but they did arrest him. There are tons of videos on him. I'm talking thousands if not millions of videos on this guy and the cat situation. It is it's literally all they talk about. That Taiwan and Trump. I, I don't know why Trump. Deci, aparent și în China omul ăsta e ceva blogger și e o personalitate pe internet, e o persoană publică și aparent că au fost arestat și zic și ăștia din China numai despre asta vorbesc. Acum cât de, cât de reală să fie toată treaba asta cu arestarea și cu băiatul ăsta, că băiatul ăsta a făcut-o? Asta nu știu, pentru că v-am zis, ați văzut și înainte, a fost știrea asta în care toată lumea credea că, bă, de fapt ăsta era băiatul, dar de fapt o dura foarte puțin să-și dea lumea seama că nu e, nu e așa, pentru că nici măcar nu vorbesc chineză. Deci e foarte, foarte ușor să arunci în stânga și în dreapta cu dezinformare. Și sunt foarte, foarte mulți oameni care o să creadă chestia asta pentru că unul la mână nu o să facă ei research-ul singur și o să creadă tot ce li se dă pe gură. Și doi la mână, probabil scopii și nici măcar nu au creierul așa de dezvoltat încât să înțeleagă toate, toată nebunia asta ce se întâmplă acum. And I got a translation of what he said in his apology. It is his official apology. And he apparently no longer belongs to that cat group. But this is what it says. Ați văzut deja și în videoclipul trecut uh, tot letterul ăsta care l-a postat tipul ăsta cu blogul lui din China și a apărut pe internet peste tot. Uh, nu o să ne mai uităm încă o dată pentru că am mai găsit încă un video și videoclipul ăsta, dacă mă întrebați pe mine, mi se pare mai scary. Mi se pare că are niște informații mai interesantă. This guy was the one that did the cat in blender. He was caught and issued an apology. And that apology means nothing, because he's right back to ending cat lives by torture. Deci, aparent, omul ăla chiar el era. Cred că are masca aici chiar dacă omul ăsta a încercat să facă ceva aici cu să arate gen, știi, că vezi, Doamne, au aceiași ochi. N-ai de unde să știi are o masca pusă pe el, dar aparent omul ăsta cică era știu de dinainte că face măgări de genul pentru că nu e prima dată când face căcaturile astea. E prima dată când se popularizează videoclipurile lui când abuzează animale în internetul vestic. But it's all true. The group that he belongs to have done all of this. Every one of these instances is an unalived cat. They're blurred out because I can't show you these and I don't want to show you these. Holy fuck, man. Bro, am, am, pus, am, pus, blur că nu vreau să arăt chestia asta pe YouTube, dar omul ăsta are aici o grămadă de videoclipuri. Mamă, frate. Bro, ce, 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 ce goș să fie unii oameni. Nu pot să cred așa ceva, bă. Foarte, 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 foarte urât, Și chestia e că chestia asta nu -o, o să, se oprească aici, nu o să se oprească pentru că, vezi, doamne, lumea au început să facă videoclipuri în legătură cu asta. Unii oameni chiar îți fac up, bro. Și chestia e că este și un studiu care se referă la faptul că oamenii care încep să abuzeze animale și să, să dea alte patru știle animale, mai târziu poate că o să treacă la oameni. You never know. I've literally seen every single one of these here. These are the list of torture. They squeeze wasabi into eyes, stick harpoon in through take out the intestines and suffocate with the intestines hang them on trees Pull pour sulfuric acid in cat's mouth holy fuck man cut the eyes with a chainsaw put soldering iron uh, it just this is. they also s abuse the cats jesus fuck man bro ci terminates, man doamne și ferește mă, frate Doamne și ferește ce, pe ce lume trăim, bă, omule Știi, mă uitam pe aici prin comentarii și am văzut un comentariu care zicea ceva de genul Că trăim într-o lume, frate, în care un video cu o pisică băgată în blender este share așa de hardcore Și nu un video în care te învață cineva să faci o pisică, să animezi o pisică în blender Gen în programul ăla de animații Foarte trist, bă, frate Și știi care e toată, toată chestia și cea, cea, mai tristă chestie din cauza faptului că chestiile de genul sunt incredibil de despreduite și șeruite. Și da, știu că și eu fac același lucru acum și sunt pocrit că zic chestia asta, dubioși și psihopații o să, o să ia numai idei din toate treburile astea, știi ce zic? Pentru că au văzut faima pe care o primit -o omul asta cu Cat in the Blender și cine știe, poate vor și ei puțin, habar n-am bro, nu mă întrebat pentru că nu, nu, știu cum, nu știu cum gândește un psihopat, dar ceva de genul, pe acolo, tot pe acolo. E foarte nașva pentru că și pe Twitter din câte am observat, eu mai intru pe Twitter din când că vă sfătuiți pe voi să o faceți pentru că găsiți o grămadă de chestii interesante pe acolo, pe lângă videoclipuri cu uh, găsiți o de, de chestii foarte, foarte interesante și știri care se întâmplă pe lumea, în lumea internetului și nu numai. Un loc unde găsești orice vrei tu. Și de acum de când au venit te am Musk la conducere și a, ăștia care fac videoclipuri din astea gor și din astea teribile și snaf poți să, să postezi de chestii de genul pe Twitter de când chestia asta îi plin. Îi plin, îi plin, plin, e plin. Și mai ales când, o venit, când vine vorba și de, de când e, situația asta cu pisica și cu blenderul îi și mai plin, frate, îi și mai plin. Dacă intrați la absolut orice post de la vreun de asta, de la vreun cont de Twitter popular și intrați la Hidden Replies, o să găsiți numai mizerii, mă, frate, foarte trist. În fine, eu curios să văd opinia voastră legătură cu, cu, subiectul ăsta și da, o să vă mai țin la curent eventual dacă o să mai fie alte update-uri. Am fost re, dați subscribe neapărat și like, dați like la videoclip să facem 10.000 de like-uri. V-am pupat, hai, peace!